Bine v-am regăsit în direct, dragii noștri. Iată-ne din nou în exclusivitate la roman24.ro. O întâlnire cu handbalul de cel mai înalt nivel în România, Liga Națională, așadar Liga Florilor. Astăzi etapa a patra, da? 20 septembrie, ora 17, sala sporturilor din Roma, partida dintre CSM și CS Minaur Baia Mare. Trecem în revistă cele două loturi foarte rapid. Formația vizitatoare, așadar nou promovată, CS Minaur Baia Mare, totuși un nume destul de mare al handbalului din România, cel puțin din ultimul deceniu. Le are astăzi la Roman pe Cristina Ienache, Iaroslava Burlacenco, Petruța Andreea Arghelan, Cerțuze Elena Risankova, Cristina Andrița, Oana Roxana Cârstea, Andreea Vasilica Anastasă, Andreea Taivan, Luciana Andreea Popescu Marin, Sonia Seraficianu, Silvia Lisevska, Adriana Medvedova, Alexandra Orșiveschi, Oana Bondar, Andreea Tecar și Maria Steriova. Banca tehnică sunt Costică Bucevski și Magdalena Kovac. Pe partea cealaltă, gazele au distribuția și pe care am putut-o urmări împreună la meciul anterior de aici, de acasă. Și-o dar în ordinea numerelor de pe tricou: Ana Maria Simion, Oana Chitacu, Ana Maria Mârcăolariu, Alina Florentina Gheorghe, Carmen Stoleru, Raluca Grigoraie, Daniela Corban, Elena Carmina Manea, Elena Daniela Todor Băbeanu, Iulia Cavronina, Rosana Diana Cârjan, Roxana Aureniu, Greta Ionela Simion Dinu, Irina Ivan și Anca Polocoșe. Notate absolută pe banca gazelor acestei întâlniri. Nu are o săptămână aici la Roma, nu i s-a uscat cerneala pe contract tenicianului Dragoș Dobrescu, venit după plecarea profesorului Cornel Bădulescu. Iată, îl vedem acum pe Dragoș Dobrescu, ultima dată la Brașov, primit cu aplauze aici la Roma. Se leagă sigur multe dintre speranțele suporterilor de la Malul Moldovei de ceea ce va reuși să facă acest tehnician cu lotul avut la dispoziție, un lot de altfel destul de echilibrat al celor de la CSM Roman. În altă însă va reuși să spargă gheața la puncte în acest sezon. Jucătoarele de la CSM rămas cu 0 absolut. Să mai spune că această partidă va fi arbitrată de către Brigada Iliescu Manea din București, iar observator este Vasile Pavel din Buzău. Puține momente până la primul fluier al întâlnirii. O întâlnire în care, să spunem așa, nou promovata vine cu statutul de favorită, luând în considerare poziția din clasament, în vreme ce gazdele au inclusiv un eșec aici pe teren propriu alături de erorile comise, poate ceva mai previzibil, la Bistrița în deplasare și la Craiova. Destul de puțină lume în tribunele sălii sporturilor din Roma, deși este o zi frumoasă de toamnă, acest 20 septembrie, destul de cald. Dar probabil dintre suporteri au ales inclusiv să urmărească această transmisiune pe care roman24.ro, cu ajutorul sponsorilor, vă pune ca de obicei la dispoziție de aici din sala sporturilor. Să nu uităm și faptul că romașcanii sunt pătimași atunci când vine vorba de echipa lor de suflet, pe care altădată erau obișnuiți ca pe acest timp să o susțină și cupele europene. Totul alte două sezoane, a fost în 2017-2018 și iată acum începutul lui 2018-2019. CS Minaur are primul atac al acestei partide. Vedem pe Steriova, coordonatoare, pivot, așa cum era de așteptat, Burlacenco.
În Inter sunt Lisevska și acum la minge Andrița. Pe partea dreaptă, extrem dreapta, este Seraficianu, iar stânga acum la minge a fost Orșiveschi. Iată, primul gol înscris de formația vizitatoare. Zakova a punctat chiar primul minut al acestei întâlniri și razele care o au în poartă pe Ana Maria Mârcă-Olariu sunt acum pe primul lor atac pozițional pe care îl vedem coordonat de către capitanul Carmen Soleru. În Inter sunt pe dreapta Cavronina și în stânga Băbeanu. În extremă stângă joacă Manea, iar în dreapta Simeon a aruncat foarte bine Vicu și a punctat Cavronina pentru restabilirea egalității. Rapid Minaur pe semicercul mare al Romanului. Primul lor atac în poartă a fost Medvedova. Pe o vedem rămasă. Se indică o nouă schemă a Mariei Steriova. Pasele premergătoare, încercări de finalizare pe zona centrală. A încercat să pătrundă acolo autoarea primului gol, Elena Isankova, ucraineancă. Aproape să pierdă această minge formația oaspete. Acum Dinter stânga pe un doar pasat până la urmă înapoi Lisevska la 9 metri. Formația vizitatoare este deja minutul 3, de la indică egalitate la 1. Aproape de o intercepție curată acolo Carmen Solero. A faultat-o însă pe Maria Teriova. Angajare pentru pivot și 7 metri, ținere de tricou, cartonaș galben văzut de către Simion. A fost evident faultul asupra Iaroslavei Burlacenco. Va executa Lisevska. Cehoaică în poartă este Ana Maria Mârcă-Olariu. A reușit să atingă această minge, dar o execuție puternică până la urmă și poate face efectul chiar și așa. Iată, minutul 4, este 2-1 pentru gazde, aflate pentru a doua oară consecutiv la cârmă pe tabelă. La șase ofensiv pentru Roman, care o păsează pe Agrigoroae, pivot. De posturi, Cavronina vine în centru, acum pentru Manea. La post însă portărița Medvedova și foarte rapid Minaur. Bâlbuie această minge o scapă în afara terenului, s-a considerat foul al Lene Carmina Manea. Și acum când l-am intrat minutul 5, Baia Mare atacă din nou pe pozițional. Bară și mingea iese. S-a pripit de această dată la prima aruncare, jucătoarea de la CSM Minaur. Todor Toleru, Cavronina, succesivă până la Simion, care la rădăcina mare și din nou Iulia Cavronina. Cam asta i-a lipsit de foarte multe ori Romanului până acum. Iată însă cât de ușor și eficient punctează și oaspetele prin Steriova pentru 2, minutul 6. Spuneam de jocul pe 9 metri al Romanului, în special acasă. Ato, vedem pe Cavronina, cel puțin în aceste prime minute, ceva mai decisă.
și asumă să arunce de acolo. Așa face și acum și nu o face rău deloc. Cu 6 se restabilește egalitatea. Parcă le-ar fi fost frică jucătorul de Roman, să sperăm că această prestație până acum cu acest procentaj foarte bun al jucătoarei de la CSM, Iulia Cavronina, poate va descătușa un pic și jocul colegilor sale. Se pâlbuie Baia Mare. Romanul ar mai avea o restanță la suporteri, să spunem așa, pe această carte a contrelor. Iată gol! Scris din extrema stângă, Elena Carmina Manea și numărul 7. De 4-3. De rapiditate nu ar strica gazdelor. Să vedem acum contra. Simion minge prea lungă. Nu a fost rea intenția Ana Maria Mârcăolariu, dar sunt ceva probleme acolo la pivotul celor de la CSM Minaur. Iaroslava Burlacenco are nevoie de îngrijire din partea masorului formației din Maramureș. Ritm destul de bun. Evident, au despălat multe păcate jucătoarele de la CSM Roman, care în mod teoretic, să spunem măcar, nu ar fi avut voie să scape 3 puncte nici de la cealaltă nou promovată formația Gloria din Buzău, însă până la urmă a fost atunci victorie la limită 19-18 aici în sala sporturilor din Roman, un meci de tristă amintire care a dus una peste alta și la demisia, să-i spunem așa, a tehnicianului Corel Pătrescu. De altfel, acesta mi-a spus într-un interviu că a ajuns la o înțelegere amiabilă cu cei de la CSM și deci să facă ce e mai bine pentru echipă. Încercare de angajare pentru Raluca Grigoroae, fault aproape de semicercul mic. Bisancova stă bine pe picioare acolo și cu avantaj minim 4-3 în minutul 8. Iată-l pe gazdă din nou venind spre semicercul fetelor pregătite de Costică Buceschi. Todor. Jucate cam toate posturile. Faze ceva mai elaborate de atac pentru formația gazdă. Iată-o pe Simion, ținând aruncare de la 7 metri și un cartonaș galben cam corect pentru Maria Steriova. Ana Maria Simion și are ceva restanțe la suportere. O vedem acum pregătită să arunce și înscrie. Fentă a păcărit-o pe Medvedova în minutul 9. Gazele de la CSM au 5-3 în disputa cu CSM Minaur din Baia Mare. Ne-am seama cu toții cât de important este și pentru antrenorul Dragoș Dobrescu acest meci aici pe banca Romanului. S-a pus picior, și un fault sancționată cu un cartonaș galben capitanul Carmen Stolero. Infracțiunea asupra Sonei Seraficianu. Opeona Bondar, pivot cel de la CSM Minaur, da forțării a pătruț acolo. Cel puțin a încercat să pătrundă Helena Isankova. 9 metri pentru Minaur, tur 10. Scorul este 5-3, evident, pentru gazdă. După ce, în primele momente, formația vizitatoare a condus teren cu 1-0 și 2-1.
s-a încercat pase. Să vedem. A fost un fault acolo, mi s-a părut. Dar arbitrii erau mult mai aproape. Silvia Lisevska reduce din handicap. Pe fondul unei faze la care Iulia Cavronina a acuzat o lovitură. S-au grăbit să dea drumul la minge. Evident era în avantajul lor jucătoarele de la CSM Minaur. O accidentare la glezna piciorului drept pentru Iulia Cavronina, care este posibil să continue în condiții destul de bune acest meci. Nu are nevoie nici măcar să fie odihnită. Desigur însă pentru această fază ofensivă este înlocuită, intră cu 99 Anca Polocoșer, jucătoare convocată în lotul național al țării noastre pentru acțiunile viitoare. Luază și ea pe post intermediar, mers pe partea stângă. O vedem pe Daniela Todor Băbeanu, cordatoare spre finalizare. Nu a putut scoate mai mult până acum. Promoșcancele pătrunde Polocoșer și obține 7 metri. Și-a luat foarte serios atul de viteză și forță pe acea parte. Acum Ana Maria Simion față cu Medvedova, vinge din nou minutul 11. Gazdele au refăcut diferența de 2 goluri, este 6-4. S-au și studiat cele două combatante, care de altfel se știau. Iată ce gol frumos scrie ce s-a anunțat peste defensivă Silvia Lisevska. Reușita cu numărul 5 a celor de la Minaur, în momentul în care în poarta gazelor intră Victoria Timoșencova. Menținută și pentru acest pozițional Anca Polocoșer, acum la minge. Mi se s-o ajute și Raluca Gugurae, oricum executanta depunerilor de la 9 metri. Carmen Stolero, ținută cel mai adesea în minutul dreapta să fie un liant pentru pasele care ar trebui să ajungă și la Simion, venit acum al doilea pivot. Polocoșer, peste. Trebuie să-și regleze un pic tirul însă. Evident, Romanov vrea și în câteva rânduri bune a arătat că poate să mizeze pe această carte pe 9 metri. A trebuit și ceva mai multă determinare în defensivă. Vădul Luana Bondar, o handbalistă cu mare experiență, le pune destul de multe probleme lui Polocoșer și lui Todor. Iată acum deposedată și Romanul ratează un tempo. Simion faultată. A dat drumul în această fază a doua, suficient de rapid Roma și acele și acum nevoite să urească din nou munca de furnică. Succesiva până la Simion nu avea un. Încercare de angajare pentru Raluca Gigoroaie. Vedem, cartonaș galben. Deci am văzut de Silvia Lisevska. Greu de mâncat o pâine acolo între Lisevska și Seriova. Gigoroaie dispingea în plasă. Se fluierase însă. Coșer, minge scăpată de Carmen Stolero. Și ceva mai rapid de fetele din Baia Mare. Jocul simplu pe pivot.
centrală. O să fie jenată de nimeni, a putat Oana Bondar. Blâbie din nou minge Roma Șcancele. Scorul egal de 6 la 6 în minutul 14. Aspetele au arătat că pot să revină pe fondul unui joc ceva mai neatent pe fază defensivă ale jucătorilor de la CSM Roman. Și, desigur, s-a simțit și lipsa Iuliei Cavrăna. Jocul în partea de finalizare. Premergătoare, încercări de finalizare. Vrează mult pe incursiunile pivoților, fie că e vorba de Burlacenco, fie că e vorba de Bondar. Prima dată în amenințare de joc pasiv, Baia Mare, în apărare ceva mai avansată, banca tehnică a formației gazdă, joc de brațe. De 7 metri. Raluca Agriuraie se încerc de posedat loc pe adversarea la această fază. Rămâne Timoșecova în poartă în acest minut 16, iar că CSM Minaur Baia Mare are posibilitatea să preia din nou conducerea. Silvia Lisevska, cea mai bună marcatoare a echipei vizitatoare. Prima apără Timoșecova și rămâne egal. Se drepsa și pripit un pic Lisevska. Dem Oana Bondar sunt ceva mai agresiv să blocheze faza de construcție a celor de la CSM Roman. În momentul în care tehnicianul, noul tehnician al gazdelor, Dragoș Dobrescu, a solicitat timp de odihnă. Pentru cei dintre dumneavoastră care cunosc mai puține despre acesta, să spunem că domnia sa ca jucător profesionist de handbal a făcut parte din lotul echipei Politehnica Timișoara din 87 până în 92 și a fost inclusiv campion al României cu această formație în 91. Ulterior, între 92 și 95, a activat la Steaua București, unde a obținut titlul de campion al României din nou în 93 și a evoluat inclusiv în Cupa Campionilor contra TK Santander, un meci disputat în 93. De asemenea, a făcut parte și din loturile unor echipe din străinătate, cum ar fi Academico Club Braga din Portugalia, Celesta din Franța și Robert So, de asemenea din Franța. Ultima dată între 2002 și 2005, în întreaga sa carieră de jucător profesionist, a participat la 50 de meciuri ale echipei naționale României, ale României, un contemporan cu alte nume mari ale handbalului masculin din țara noastră. Iată, Serea, acum jocul cu Romanul, având un atac pozițional, poate a simțit că elevele sale au nevoie și de un timp de respiro. Tehnicianul Dragoș Dobrescu. Ușer, încercare de angajare pentru Cucuroaie. Cavronina a intrat și a în joc. O locoșeră să aruncă și înscrie 17 pentru 7 la 6. Un ritm destul de bun al acestei întâlniri. E bine de o jumătate de primă repriză. Vă permite, vom trece și noi revista clasamentul și etapele. Acum prima eliminare, 2 minute în tabăra gazelor, trimisă pe bancă Iulia Cavronina
și aruncare de la 7 metri pentru formația din Baia Mare după ratarea anterioară. Șteriova față în față cu Victoria Timoșencova. Apără din nou Timoșencova. Cu puțin noroc mingea iese după linia de fund și rămâne posesie pentru gazde. Într-un moment psihologic destul de bun pentru ele, pentru că sunt în inferioritate numerică după eliminarea Cavronei. Renunță la pivot pe această fază. Sigur, trebuie să tragă cât mai mult de timp. Mai nou se joacă și fără portar în fază defensivă, dar atunci când jocul o impune, ține de minge până la urmă Stolero Simion. Manea trebuie să iasă, faltată 9 metri. A dat și foul până la ultima fază din prepasiv, clar. Acolo trebuie să ducă Romanul, dacă cumva își va face un clar bun pentru a marca. Iată-o pe Simion! Minge și lăpare din 7 metri. Și ce nu a reușit Romanul să facă cu 3 jucătoare mai mult pe teren în partida anterioară cu Buzăul de acasă, iată acum reușește un om mai puțin. Tot la 6, minutul 19. Foarte puternică gol al Silviei Lisevska. Echilibrată Victoria Timoșencova. Peste alta, oaspetele și-au făcut treaba la faza anterioară, cum este rândul gazelor să-și o facă pe-a lor. Același gen de fază fără pivot. Transformă faza totuși cu 3-2. Interesant. Solero, arme Solero, faultată de Bondar. 9 metri. Intrat în minutul 20 și cu avantaj de un gol pe teren. Iată, formația gazdă evoluează în efectivul complet. A intrat Cavroni acum la minge. Mise. Se sprijină această fază ofensivă și Elena Carmina Manea. Faultat. Simion. Solero, minge cepită și corner. Baia Mare a adus ultima această minge. Cior neatentă pasa lui Manea pentru Anca Porocoșer. Contra acum pentru Minaur. Să vedem, 7 metri. Stată a arbitrului. Galerii în mână este Andreea Tecar. Aceeași Timoșencova în poate. Chepare de braț stâng. Linge pe portăluța gazdelor. Se stabilește egalitatea. Cu 21 la 8. Egalitate la 8. Meci de care pe care și nu greșește mai puțin la nivel individual, are șansa să ia puncte în acest meci. Iată, ce gol, Cavronina! Pare atmosfera făcută de iubitorii de handbal de aici din Roman. Mult, mult prea ușor apuntat acolo la Oșiveschi. Care a restabilit egalitatea la 9.
Da, jocul pe pivoți. O armă puternică aliniată de Costi Cărbucescu. Aruncă din nou Cavronina. Îmi scrie. Deci se poate. Între timp s-a umplut aproape la capacitate și sala sporturilor din Oman. Sferă vioaie de joc. Două echipe țioase. Din extremă stângă. Țioaș Alexandra Orjiveschi, al doilea său gol. Romanul se precipită prin Solero. Conte, celor de la Baia Mare, care punctează. Sonia Serafician, 23, le aduce din nou pe oaspete în avantaj. O primă partidă până acum cu destul de multe răsturnări de situație, una peste alta, însă apreciat modul în care fiecare dintre cele două combatante înțelege să trateze acest meci. Și deocamdată, cel puțin pe gazdele, vedem fără deplasare. Ne-a și ieșit ce au încercat. Călcase în cercul Ana Maria Simeon. Ar fi călcase în cercul. Iată. Naur. Cer la Părcoșor. Aici ar mai avea și Romanul ceva de muncă. La faza 2, chiar faza 3. Carta de viteză. Vedem pe oaspete nu mai determinate și putează prin Iaroslava Prulaceco, 24. Londe Romanul a condus minute bune. A două goluri diferență acum CSM Minaur este la cârma ostilităților. Vedem intrat pivot pe Cârjan. S-a jenat acolo reciproc Polocoșel și Cavronina. Simeon și de multe ori să-și facă lucruri suficiente. Faut. Amge furată de către defensiva celor de la Minaur. Rămâne un pozițional Roxana Diana Cârjan. Pivot undeva în zona stângă. Acum în centru Cavronina. Au citit-o băimărencele. A fost o mână acolo pe Cârjan, 2 minute de eliminare, sigur. Inutil protestele Marei Sintola. Odor Cavronina. Parcă nu mai vor să arunce Roma șcancele. Merg pe succesivă. Minge peste Ana Maria Simeon. În continuare lipsește ceva. Soluțiile pe care le-a găsit nu au fost întotdeauna cele mai bune. Desigur a avut și execuții care au încântat. Comu plus pe teren Romanul în fața unei formații a Minaurului care a renunțat la portar pentru a-și păstra șansele ofensiv. Romanul nu chiar arată și în acest meci foarte, foarte rapidă. Apărare avansată făcută de Manea. Se blocheze pe Sankova. Acum le-a ieșit, oricum timpul trece în favoarea formației din Baia Mare. Succesiv
ofensivă până în partea și până salvatoare a Timoșenkova. Nu văzuse că poarta Bermerencilor era goală. Manea descăpată în afara terenului. O bună oportunitate ratată de către formația gazdă. De intrată și pe Luciana Andreea Popescu. Marin spunea Andreea când evolua sub culorile lui CSM Roman. Odihnă solicitat de Costică Buceschi. Până acum am spus despre cariera de jucător a noului tehnician principal Dragoș Dobrescu de la Roman. Să vedem și ce a făcut de pe bancă. Încă din 1999, acesta a obținut diploma de antrenor calificat, iar debutul în această carieră l-a avut ca antrenor jucător la Bucle de Sendi de Handball Normandie în Franța între 2004 și 2005, iar între 2007 și 2009 a fost antrenor al lotului național de juniori, deci la masculin, al României și antrenor al Centrului Național Olimpic de la Sighișoara, iar din 2010 a coordonat conducerea tehnică mai multor formații. Se vorba de CSM București între 2010-2011, CSM Ploiești între 2012 și 2015 și ASC Corona Brașov Handball Feminin între 2016 și 2018. Trecim prin minutul 27 al acestui turnir de la Roman. Scorul este defavorabil gazelor, conduse cu 12 la 10 de o arțăgoasă formație a CSM Minaur Baia Mare, coordonat acum din teren de către Luciana Popescu. Trebuie să spre la cer cu același joc cu pivoții. Nu trebuie să piardă niciun tempo Romașcancele. Neto pe Marin Popescu. Aruncând telefonat, a fost la post Timoșenkova. În efective complete, minutul 28. Gazele ar avea o nouă oportunitate de a se apropia la un singur gol, să vedem dacă o vor și fructifica. Sunt probleme pe bancă pentru Anca Polocoșer. Numai unui contract, un contact anterior a pus o contractură musculară. Pe partea cealaltă însă, iată-le pe gazde, prin Cavronina. Din nou. Aceeași aruncare fulgerătoare cu brațul stâng. Dar și ceva mai mari sunt legate de continuare de starea lui Anca Popușer. Jucătoare convocată la lotul național al României. Ceva care să o poată opri din acest parcurs internațional. 16 metri para Preșencele. Acolo rămân momentan. Ceco primește această minge, se presupune că a fost faltată, deși evident i-a aplicat un cot în coaste lui Diana Daniela Todor pe jos și gol. Bună la aruncările de la 7 metri portărița gazdelor Victoria Timoșenkova, dar aparent vulnerabilă la aruncările de pe 9 metri în clipele în care pivotul celor de la Baia Mare a venit singură pe semn cerpinic. Nu se poate reproșa mai nimic. Pozițional cu un cucișări Todor, însă până la limită. Limita de a forța. Simion venit în centru. Greșește o nouă pasă simplă Ana Maria Simion. Întâmplă ceva cu ea. Dar în schimb Cavronina face meseria. Se
scrie din nou. Un sfert de minut din această primă repriză, doamnelor și domnilor, în sala sporturilor din Roman. Gazele sunt conduse, gazele de la CSM sunt conduse de CSM Minaur Baia Mare cu un singur gol până acum, foarte posibil cu două, pentru că la o nouă vulnerabilitate pe semicercul mic se arată aruncarea de la 7 metri care va fi executată. Schimbat Timoșencova, intră Ana Maria Mârcă Olariu. Va executa aceeași jucătoare de mână stângă, Andreea Tecar. Care înscrie și CSM Roman 12, CSM Minaur Baia Mare 14. Scor final al primei reprize, doamnelor și domnilor, aici în sala sporturilor din Roman. Așadar ne așteaptă încă 30 de minute, 30 ceva de minute de joc efectiv de cea mai bună calitate. Luăm și noi acum o scurtă pauză, vom reveni cu siguranță împreună în direct în exclusivitate la roman24.ro pentru a vedea cum se termină și acest meci. Vă așteptăm atunci. Bine, v-am regăsit în direct, dragii noștri, în exclusivitate la Roman24.ro pentru a vedea împreună deznodământul partidei dintre formația locală CSM și echipa CSM Minaur din Baia Mare, partidă începută de la ora 17 și care face parte din etapa a patra a acestei ediții a campionatului din Liga Florilor. O rundă în care s-a mai jucat deja ieri meciul dintre CSM Gura Cisnădie, care a câștigat, poate surprinzător pentru unii, în fața lui CSM Craiova, după ce a fost condus la pauză cu 13-12. Scorul final a fost 25-22. În afara acestui meci de aici, de la Roman, unde la pauză este 14-12 pentru formația vizitatoare, așadar se vor mai derula partidele dintre HC Dunărea Brăila și CSM București, CSU Cluj-Napoca, CSM Gloria Buzău, ASC Corona 2010 Brașov, CSM Galați, CSM Slatina cu CSM Gloria 2018 Bistrița Năsăud și CSM Râmnicu Vâlcea cu HC Zalău. La acest scor, în continuare, formația gazdă va rămâne ultima în clasamentul Ligii Naționale Feminine. O primă jumătate de oră în care s-a jucat frumos aici la Roman. Iată acum Mazele reușit să scrie prin Simion cu 13-14. Au condus pe rând ambele combatante. Ceva mai lucide pe final s-au dovedit fetele pregătite de către Costică Buceschi. Partea cealaltă, așa cum am mai spus și probabil știu toți cunoscătorii de handbal, gazdele l-au pe bancă pe Dragoș Dobrescu din această săptămână. Și dar, oricum, indiferent de rezultat,
Și ce se va întâmpla în această partidă? Acestuia nu îi va putea să-i se împute nimic. Marție! Solero în zona centrală. Ca să scoată un 7 metri acolo, nu a reușit. Ar schimb un plus la gazde față de partidele anterioare, inițial prin jocul ceva mai consistent de pe 9 metri. S-a reinventat această Iulia Cavronina, manager, care de practic autoarea unor goluri frumoase. Mai avea ceva de muncă la capitolul atenție. CSM-ul, dar și la viteză. Aruncă și înscrie și Daniela Todor pentru restabilirea egalității în minutul 34. Doar 180 de secunde le-au trebuit gazelor să restabilească egalitatea. Ce aruncare! Elena Sankova. Acum Stolero ține care de la 7 metri la o pătrundere dintre Serafician și Sankov. Ana Maria Simon va executa. Poarta basketului dintre Cristina Enache. Aruncări de la 7 metri ratate. Prima repriză către formația Săpar. Desigur, cu largul concurs al portăriței Victoria Timoșecova, care vedem și în aceste prime minute între stripul porții celor de la CSM. Caj acum recuperează Băbeanu Todor, nu au cu cine să continue. Roma și Carcelor. Zice, evident, acolo Arma Resimion. Asta nu a fost cea mai bună. Stolero. Toată 9 metri. Ceva mai bătoioasă. Și coordonatoarea gazdelor. Simplu și eficient și gol. E pe picioare aruncarea lui Slava Pulaceco. Minutul 36. Seminaur vine din nou în avantaj. 16 la 15 pentru Oaspăt. Romero! De bine au jucat cu pivotul ambarisele de la Minaur, pe atât nu le-a ieșit decisiv celor de la CSM. Se poate spune că a evoluat rău Raul Caglioraie, permanent a încercat să facă serie de culoare pentru colegele sale. Avronina, da, și metri în prepasiv. Unul mai are puține pase și trebuie să arunce. Avronina! Un gol frumos al Iuliei Avronina. Cea mai bună marcatoare a formației gazdă în acest meci. Este drept, așa cum se spune, că i-a și intrat. Stabilește egalitatea la 16, minutul 37. Pentru Baia Mare ține pe Blacenco pivot. Până în
extrem și bine. Mâna sub Sune Serafceanu. Face 17 la 16. Romanul ceva mai rapidă. Unge pentru Stolero. Blocată. Băiatul lunge pe la spate pentru Cavronina. Non. Nu este poziție care nu favoriza. Beanu! Gol la timpul Daniela Todor. Minutul 38. Se merge cap la cap. Dar cu avantaj al oaspetelor care au și posibilitatea unui nou atac. Este Timoșecova. Trenul galte. Leo Simon întoarce Cavronina. Această minge de către Șteriova. Metri până la urmă pentru formația gazdă. Minutul 39. Manuela indică 17 la 17. Sala sporturilor din Roma. Todor succesivă până la Simion. A fost pus portărița Năstasă. Cât de simplu se apropie oaspeții. Poarta gazdelor și nouă reușită semnată de Alexandra Urșiveschi, golul cu numărul 18, care le aduce din nou pe fetele din Maramureș în avantaj. Se pare că sunt probleme în continuare după accidentare din prima repriză pentru Anca Polocoșel, puter stânga celor de la CSM Roman. Stăluzând mare durere la brațul stâng, acum contra cu Bondar și gol reușit de Oana Bondar pentru Minaur. Aproape 20 de minute înainte de final, oaspetele pun din nou două lungimi între ele și gazde. Tabela indică 17-19. Cavronina și Simion izolat acolo. Todor. Tolero. Parcă au nevoie întotdeauna de o pasă în plus jucătoarele de la CSM Roma. Un pic de viteză la circulație, mingii nu le-ar strica. Bun scos de mână, dar aruncarea este ineficientă. Contra pentru Minaur. Și din extremă, în cază Seraficianu. 20 la 17, minutul 41. Momentul în care Dragoș Dobrescu solicită un nou timp de odihnă. Nu contează prea mult pentru gaze, care sunt oricum pe ultimul loc în clasament. Dar să trecem în revistă și ierarhia Ligii Naționale, Liga Florilor. După disputarea acelui prim meci dintre Măgura Cisnădii și CSM Craiova, dar fetele de la Măgura conduc în clasament cu 10 puncte și un meci în plus, așadar, față de Râmnicu, Vâlcea și București, care au câte 9 puncte. După care pe 4 este Craiova, 6 puncte, la fel cât are și Gloria 2018 Bistrița Năsăud. Pe 6 este adversara Romanului de astăzi, CSM Minaur Baia Mare, un egal și o victorie, așadar 4 puncte într-un pluton de 5 formații care stau la fel. Deci mă refer aici alături de Baia Mare la Brașov,
Zalău, Slatina și Buzău, după care în partea de jos, pe 11, abia Dunărea, Brăila, un punct, la fel cât are și CSM Galați, PMC, CSU Cluj-Napoca pe 13 și CSM Roman pe 14, au fost ciuca bătăilor în primele 3 etape. Oh, pentru Raluca Goroi, neutilizabilă, aruncă Todor. Nu i-ar strica mai multe asemenea execuții și Daniela Elena Todor de Beanu, cu care experimentată născutoare atât al fazei defensive, dar bună și pe atac. Iată, scoate Timoșecova numai până în out. Minutul 42, două goluri avantaj pentru formația statoare. Curaie Simion, excepțional pentru gaze. A mers bine brațul stângului Cavronina. Parcă începe și Todor să miște din acest punct de vedere. Insistă acolo zona centrală și pe interstânga și capitanul Carmen Stolero. Vedem pe Cavronina de această dată peste. Și Romanul ratează oportunitatea de a se apropia la un singur gol acum, oferind celor de la CS Minaur Baia Mare șansa să desprindă din la 3 goluri. Timoșecova, zapă aruncările de 9 metri, cred că se joace ceva mai economic și marambureșencele. Cavronina, Stolero, cea circulație, Todor blocat, greu de pătruns pe Elena, pe lângă Elena Risankova, ales pe lângă Bundar sau Lisevska. Acum faza care continuă. Parade succesive ale portăriței Andreea Vasilica Năstase. Romanul a dus din nou pe propriul semicerc, la poșă Timoșecova. Un duel al portarilor. Dacă în etapa trecută acasă arată excepțional Ana Maria Mârcă Olariu, acum o vedem pe Timoșecova în mână, cum se spune. Continuare 18-20, 19-20 chiar, care a reușit ei din extrema stânga a lui Carmina Elena Manea. 40-5. Deci suntem la jumătatea reprizei secunde, minutul 45, Roman 19, Baia Mare 20, minge peste a formației Minaur. Acum Simion o face pentru a câta oară mare pe Andreea Vasilica Năstase. Partea cealaltă vine golul, care trasor din 9 metri și în loc să fie 20 egal, iată, este 19-21. Noi intrăm chiar acum în minutul 46. Intrată și Irina Ivan, cu numărul 92,
Inter stânga pentru formația CSM Roman. Ținută pe bancă o perioadă Carmen Solero, vede pe Ivan, a călcat să cercul. Panza se răcește. O zi mai slabă pentru Ana Maria Simion. Să locul său în teren Oana Chitap. Pe fază defensivă. Din nou apără, din nou Timoșencova. A fost suficient pe fază. Raluca Grigoraie să recepționeze această minge. A fost repunere de la margine și să vedem ce se incriminează. Dar repunerea mingii minutul 47. Gazele conduse 2 goluri. Ținute pe propriul semicerc de o echipă foarte, foarte puteroasă, celor de la CSM Minaur. Odată una dintre grupările fața căreia nu prea ridicau nici formațiile din Liga Națională, dar nici cele din afară. La post de această dată Timoșencova. Însă aceeași letoare a gazelor mare preferă să meargă pe construcție. O vedem trimisă în extrema stângă pe Daniela Corban. Victoria cu numărul 20 sunt menajate o parte dintre jucătoarele de la Roman. Vedem ce vor face aceste, așa zise, rezerve. O ciocnire puternică acolo a Danielei Todor, una dintre adversare. Rămâne în posesie pentru gaz. Se văd conduse din 48 cu 2 goluri diferență. Van venit al doilea pivot. Ce foarte bună pentru Raluca Nicolae, care înscrie. Foarte cursivă finalizată pe angajarea pivotului. Este 20-21. Noi intrăm deja 49. Se joacă. Se joacă la un ritm foarte, foarte puternic. Apără Timoșencova din nou. Și din nou Romanul nu are posibilitatea. Gazele pe pozițional. O echipă formată din rezerve, dacă putem spune așa. Este important ce înseamnă o jucătoare de aproximativ aceeași valoare. Locaj acum asupra Cavroninei. Sigur, nu știu stilul jucătoare de la Minaur. Gazele ratează o dată posibilitatea egalării. Vedem intrată și pe o decizie care strânește nervii suporterilor prezenți în sala sporturilor din Roma. Gardul de arbitri Iliescu Marea din București. Place bună și bara o salvează pe Timoșencova. Un avantaj de un gol pentru formația vizitatoare. Cavronina nu să pivoteze. Todor calmează jocul pentru un pozițional. Reintră Irina Ivan Inter stânga. Continuă cu Corban în extremă stânga. Gazele care au pe Chitac în extremă dreapta. În zona centrală această Irina Ivan și Cavronina alături de Daniela Todor. Acum! Pară!
minutul 51. Dată în plus gazele, datează posibilitatea egalării. Este în postura de a se apăra. Meci deschis. Le invită pe adversare să joace Rămășcancele. A reușit să regupeze 2 sau 3 de fiecare dată când vine pericolul. A fost faza întâlnită la Andreea Tăcar. Să vedem. Să vedem ce se dictează. Observatorul acestei partide are ceva de reproșat galeriei celor de la CSM. Am văzut manifestându-se zgomotos, dar nu au influențat în niciun fel jucătoarele adverse care sunt pe acea parte. Poate doar, hai să spunem așa, din vedere sonor. Evident, dată greșeală. Minge dată tot oaspetelor, a fost pași acolo. Rămâne anunțare de joc pasiv. Acum este joc pasiv. Ținut un pic de minge acolo Andreea Popescu, Ceana Popescu. Ducată sus Todor. 52. Avantaj de un gol pentru formația vizitatoare. Dacu Ivan în extremă. Nu se nimic de acolo. Lovită atacarea de la CSM Roman, care impune eliminare de 2 minute la această fază. O mână în gât a Lucianei Popescu, foarte bătoiasă, și Maria Teriova acum. Observatorul buzoian al acestui meci are ceva de comentat. Câteva decizii are Bigrezi de arbitru, care însă a pus pe oaspete în avantaj. Acum vine aruncarea de la 7 metri pentru gazdă. Vedem cine execută. Vine Ana Maria Simion. Prinde bine un gol acum. Trebuie să mă credeți. Scrie atras, tare, tare și Andreea Vasilica Năstasă a apucat să atingă mingea, dar nu suficient de tare. 21 la 21, minutul 53. Care puternică din 9 metri și gol al Andrei Teca. Un avantaj pentru oaspete. Un gol. Se precipită Roma Șcancele. Are pe bancă atât Carmen Stăleru cât și între jucătoarele de bază. Însă în momente ale acestei partide o să din nou în final aici la Marul Moldovei. Dano! Scrie Elena Daniela Dodeanu Todor. Și 4, 22 la 22. Romanul are șansa aici dacă nu e gol acum. Popescu. Dar îndobihnă solicitat de Costi Căbuceschi. Necăjit pentru modul în care nivele sale au tratat anterior faza.
totodată spirite destul de încinse aici la Roma, deși nu cred că sunt probleme. Roma nu a primit un avertisment de altfel câteva zile de la federație, dar pentru chestiuni de cu totul altă natură. Mă refer aici la implementarea acelui sistem electronic solicitat din acest an de federație tuturor formațiilor. Elena Grave a fost la partida dintre Caiova și Vulcea. Se vorbea chiar despre o instigare. Peste alta, mai despart fix 6 minute de finalul acestui meci. Cele Sporturilor din Roma, în etapa 4-a Ligii Florilor, meciul dintre CSM în localitate și CSM Minaur Baia Mare. Și dar 22-22. Gol pentru oaspete. Lăcenco. Intrată Carmen Stoleru. Ivan. Și Cavolina înscrie din nou. Cât de mult au contat și pot conta în continuare execuțiile Iuliei Cavronina. Centru Inter la CSM. Maur nu renunța la luptă. Vizează pe forța de pe 9 metri. Și-o face și acum. Și iese Sofia Lisevska. Învins-o pe Timoșencova, de altfel și autoarea unor parade frumoase. Dar nu sunt de aici colea nici prestațiile avute în câteva rânduri de Andreea Vasilica Anastasă, pe care o vedem în continuare în poarta formației din Baia Mare. Stolero, de până în extrem, nu a avut ce face acolo decât să iasă Corban. Și place până la cealaltă extremă, Chitacu! Fie Oana Chitacu! 57, egalitate! Van înlocuită de Todor pentru această fază defensivă. Probleme după un contact anterior în marginea careului semicercului mic, de celor de la Baia Mare. Evident că se fără și risipă de forțe ridică Maria Steriova. Mara Mureșencele cu mai puțin de 4 minute înainte de final. Scorul egal, 24-24. O posibilitatea unui nou atac. Este ca momentul în care cine scrie și nu primește gol va prima opțiune pentru a câștiga meciul, evident. Cel mai determinat de Romașcancele. Și de o eventuală eliminare. Cercaseră în 4-2 acolo. Putele de la Minaur. Minge vlubită. Să vedem. Puse la respect jucătoarele de la CSM pentru simplu fapt că s-au ridicat de pe bancă. Dubioasă prestația arbitrilor.
În momentul ăla am crezut că l-a pregătit acum funcționarul, chiar foarte bine pregătit. Pentru ce? Nu se știe. Încă un gol între timp al formației din Baia Mare. Romanul într-un moment delicat. Minutul 58, condusă cu 25-24 și ajunsă din nou pe propriul semicerc. Un atac în care Minaur, evident, are tot interesul să țină. Solero, misiune grea, s-a putut acolo pe adversă și intrăm în minutul 59. Oaspetele au avantaj de două goluri și prima opțiune de a lua toate punctele puse în joc. Bătoia să Burlacenco și Dragoș Dobrescu solicită timp de odihnă. Printr-un foarte fericit concurs de împrejurări ar mai putea gazdele să scoată chiar și un egal în această partidă, care îmi ducea aminte de meciul din etapa anterioară de aici de acasă în fața unei alte nou promovate, echipa din Buzău. De această dată însă de apreciat o evoluție ceva mai consistentă, deși sterilă de la un anumit punct pe tabelă a fetelor pregătite de către Dragoș Dobrescu și Viorel Lazăr. Interesant ar fi și atitudinea gazdelor în aceste momente complicate, să spun. Vedem cum vor trata această fază. Cavronin. Todor. Vedeți cu două adversare. Taco. Blocată. Evident, timpul trece în favoarea formației vizitatoare. Solero. Parcă nu ar vrea nimeni să arunce. Cavronina. Solero. A aruncat în disperare de cauză, dar a recuperat Ali Guraia Șanski. În ultimul minut. Scorul este 25-26. Ultimul, maxim penultimul atac al acestui meci. Oaspetele sunt în ofensivă. Am arătat cu o echipă care știe să înscrie. O face și de acum și este gata. Nu se mai poate întâmpla nimic. 20 secunde înainte de finalul acestei partide. Românul este condus de către Baia Mare cu 27-25, minge în extremă. La post, portărița Nestase. Bucată dură acolo, Chitacu. Totul se termină aici cu victoria la două goluri, așa cum a fost și la pauză. Atunci era 14-12 pentru formația din Baia Mare, acum este 27-25, mai rămâne o singură aruncare pe care își ia inima în dinți să o transforme Cavronina. Este gol, contează mai puțin și acest gol. La urmă, victorie la un singur gol, diferență pentru CS Minaur.
și gazdele de la CSM rămân cu 0 puncte după 4 etape. Va fi o perioadă de întrerupere a campionatului în Liga Națională, Liga Florilor, pentru că sunt activități ale echipei naționale. Una peste alta, însă, noi vă promitem de pe acum că vă vom fi alături la toate evenimentele sportive importante de aici, din municipiul de la malul Moldovei. Până atunci, dragii noștri, toate cele bune și o după amiază frumoasă în continuare.